Bună seara și la lecția cu proful online. Bună seara, Alesia, bună seara și bine ne vedem. Din nou, iată-ne împreună și fiindcă am întârziat de nou, nu pierdem timpul și intrăm repede în lecție. Văd că mi-a apărut un mesaj aici, că sonorul nu s-ar auzi. Tu mă auzi? Da, vă aud. Așa, a apărut așa. Da, nu știu bine. Ce, eu vă aud, vă aud. Bun, e perfect atunci. Așadar, începem lecția și cum să începem cu? Cu Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută să facem o lecție din nou frumoasă. Mi-a rămas mintea, sau inima mi-a rămas, așa zic așa, la lecția de data trecută. Acea minunată lecție în care nu am arătat că suma aceea este totdeauna un pătrat perfect. Da. Să știi că ideea asta că ne bizuim pe rezultatul din urmă merită păstrat. Și dacă tu ai ceva de întrebat, răspund, încercăm să facem lecția de la zi. Dacă nu, am eu în minte niște chestii cu tot așa, cu să ne bazăm pe rezultatul din urmă. Șterge-te rog tabla și pornim repede la treabă. Vreți să spuneți întrebări de la școală, de la lecția de la școală? Da, da, de la școală, dacă ai tu ceva din temă. N-am temă. N-ai temă, nu? N-am. Bun, e perfect. Și nici n-am întrebări la lecție, că am înțeles. Am avut scrierea în baza 10 și am înțeles. Ai înțeles la scrierea în baza 10. Atunci haideți să pornim noi așa, să vedem ce ne vine în minte. S-ar putea ca să facem o lecție așa, repet, foarte frumoasă, fără să știm ce exerciții vom face, dar pe parcurs ne legăm așa dintr-o lecție, dintr-un exercițiu în altul și să sperăm că, poate eu n-am niciun exercițiu acum în minte, dar că am dragoste și dorință de a face o lecție frumoasă. Nu știu cum vom reuși, habar nu am, dar sper să reușim. Da. Uite, dacă dau egalitatea asta, 2 plus 3 egal cu 5. Deci 2 plus 3 egal cu 5. Creu? Da, 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 da. 2 plus 3 egal cu 5. Egal cu 5. Aceasta este o afirmație adevărată sau falsă? Adevărată. E adevărată, sigur că da. Poți să spui în paranteză A mic. Adică pui într-o paranteză rotundă A mic, adică este adevărat, da? Așa. A mic. Pui un A mic. Adică este un A mic, un A mic de mână, da? Dar dacă dau pe următoarea, pe linie scrii, 3 plus 7 egal cu 11. 3 plus 7, pune punct și virgulă acolo și scrie o altă afirmație. 3 plus 7 egal cu 11. Ce fel de afirmație este asta? E falsă. Falsă, sigur că scrie un F. În paranteză scrie așa cum ai scris amic, acum un F. E o afirmație falsă. Da. Exact, e foarte clar. Dacă o alta, să spunem, 3 mai mare decât 7. 3 mai mare decât 7. Tot fals. Tot falsă, sigur că da. Tot un F vei pune. Ei, să știi că în matematică deseori întâlnim afirmații de acestea în care putem să ne pronunțăm foarte repede, că din toată matematica care o știm, putem spune că este adevărată sau că este falsă. Dar dacă spun așa, 2 ori x egal cu... Da, dedesubt, 2 ori x acolo, 2 ori x egal cu 6. Mai poți spune deodată că afirmația asta e adevărată sau e falsă? Da. Nu. Adică zim. Pot să vă spun că e adevărată, doar dacă erau numere mai mari și nu știam, nu puteam să zic.
Dar aici că e adevărată tot, pentru orice X e adevărată? A, nu. A, nu, pentru ce X ar fi adevărată? Doar pentru când x egal cu 3, atât. Corect. Deci ea scrie punct și virgulă. Pentru X egal cu 3, pentru, scrie PT, da? Pentru X egal cu 3, Afirmația rezultă că rezultă, scrie rezultă, 2 ori de 3 egal cu 6, rezultă, da? Rezultă. Dar nu spui rezultă în cuvinte, ci pur și simplu săgeată. Știi bine, așa, rezultă așa la matematică. Rezultă că 2 ori 3 egal cu 6 este adevărat. O mai fi vreun alt X care să fie adevărată? adică să fi în afară de 3. În afară de 3. Păi nu, doar dacă ar schimba și ar fi 3 ori x. Nu, nu, nu. Pentru asta, 2 ori x egal cu 6. O mai fi. Nu mai este nicio altă valoare. Ia pune așa la întâmplare. Pentru x egal cu 5, ce devine? Pentru x dedesubt. Acolo, lângă pt, dedesubt, sub pt, pui pt din nou. Pentru x egal cu 5, rezultă că Și e fals. e falsă, sigur că da. Deci, vezi? În matematică se întâmplă foarte des să întâlnim afirmații la care poți să spui din capul locului este adevărată sau foarte repede este falsă. Așa cum ai spus, 2 plus 3 cu 3 plus 7, te-ai pronunțat repede. Da. Ei, aceste afirmații despre care poți să spui la prima citire când le-ai întâlnit, în baza cunoștințelor care le-ai tu de până acum, deci aceste afirmații despre care poți să te pronunți foarte repede că sunt adevărate sau false, se numesc propoziții în matematică. Deci, 2 plus 3 egal cu 5, 3 plus 7 egal cu 11, 3 mai mare decât 7, 2 ori 3 egal cu 6, 2 ori 5 egal cu 6. Sunt propoziții, pentru că tu poți să spui imediat cum ai văzut-o și să stabilești că e adevărată afirmația aceea sau e falsă. Deci, scrie propoziție, definiție. Ia să zicem, definiție. Definiție. De chiar din stânga, de ce lași spațiul ăsta? Vreau să spun așa în mijloc, ca un punct. E, nu, că def și subliniază sub def sau definiție, scrie complet, definiție. Afirmațiile despre care putem spune că sunt adevărate sau false se numesc propoziții. Așa scrie în cuvinte. Afirmațiile despre care putem spune că sunt adevărate sau false sunt adevărate sau false, se numesc propoziții. Se numesc propoziții. Foarte bine, așa, scris cu litere mari. Propoziții. Se numesc propoziții. Și dă tu acum niște exemple de propoziții. Dă de tu. Ok, atunci scriu așa. Exemple. Da? Exemple. Și adevărate și Și false și adevărate, da, care vrei tu, Ok. ca să convingi prietenii noștri, să-i convingi că tu ai înțeles ce înseamnă propoziții. Ok. Am prima dată 5 plus 6 este egal cu 12, aceasta este falsă. E o propoziție falsă.
Bun. I-a mai scris o alta. 16 împărțit la 2, împărțit la 4, 16 împărțit la 2, împărțit la 4, egal cu 2, egal cu 2. Acum constată tu dacă e adevărată sau falsă. Păi, prima e adevărată, fiindcă fac 16 împărțit la 2 și apoi 8 și apoi împărțit la 4, 2. Deci e adevărată. Pentru că tu știi foarte bine că împărțirile se execută de la stânga spre dreapta, da? Exact. Și n-am nicio paranteză și atunci le fac cum le văd. Exact, așa, în ordinea aceea. Foarte bine. Dar dacă dedesubt sau în dreapta acolo, știi, ca să nu pierdem spațiu. În dreapta, în dreapta sus, punct și virgulă, adică un alt exemplu foarte bine ai făcut, foarte bine ai făcut. Așa. Un alt exemplu, tot eu ți-l dau. Dacă spun așa. 10 la puterea a 3-a. Deci 10 la puterea a 3-a, ai pus o liniuță acolo? Nu. Nu pune liniuța aceea că sunt subînțelegi sau un punct ce ai pus tu acolo? Nu, adică un alt exemplu, cum am aici liniuță. Nu, că este semnul minus și există riscul să confundăm. Lasă așa pur și simplu. De 10 la 3-a, minus 10 la 2-a, minus 10 la a doua este egal cu 10 la a întâia. Păi, ar trebui să calculez 10 la a treia cât e și 10 la a doua cât e și să le scad. Da. Și 10 la 3 înseamnă 10 ori 10 ori 10 de 3 ori. Corect. Care de 2 ori de 1000. Dar am deci, un. Da. Și am 1000. Da. Minus 10 la 2 este doar 10 ori 10, adică 100. Da. Și atunci 1000 minus 100 egal cu 900. Așa. Care nu înseamnă 10 la 1. Corect. Deci 900 e diferit. Pune egal tăiat. Acolo se zice fals. Da? Și acolo spui diferit de 10. Diferit de 10. 900 e diferit de 10. Deci n-ai cum să fie chestia ce care am dat-o eu adevărată. Diferit de 10. Pune după ce ai spus. Așa. E diferit de cât era calculul acolo. Deci este o prostie care e falsă. Nu e prostie. Este o propoziție, dar e falsă. Nu e adevărată. Dedesubt. Ia scrie-mi așa. 2 la a 3 la a 2-a. Deci în scară. 2 la a 3-a la a doua este egal cu 524. Păi, scara este egal. Nu, 512. 512. Păi, când am o scară, calculez cei de sus, adică 3 la 2. Așa. Și 3 la 2 înseamnă 3 ori 3. Adică 9. Și atunci am... Da. Adică 9. Și atunci am 2 la 9. Deci de sus poți să spui 2 la 9. Da? Deci ai calculat 3 la 2, ți-o dat 2 la 9. Sau acolo mai departe. Unde îți veniție? Așa. Deci echivalent, că ai o egalitate. Să zice echivalent. 2 la 9 să fie egal cu 512, da? Da. 2 la 9 egal cu 512. Da.
Echivalent. Acum, dacă știi cât face 2 la 9, răspuns. Păi da, am mai avut într-o în exerciții pe la școală și am ținut minte. Da? Da. E bine, 2 la 9 fac 512? Eu așa mi-amintesc că da. Mi-am mai avut în exerciții și am întâlnit de vreo 2-3 ori. Auzi, Alesia, dar dacă memoria te înșală, cum ai justificat prietenilor tăi că, mă rog, memoria nu te-a înșelat în clipa asta și spune, uitați de ce, cred eu că 2 la a 9 fac 512. Cum faci așa? Ca să fii convingătoare, pentru că s-ar putea ca prietenii noștri să nu știe, nu toți să știe lucrul ăsta. Știți că ca să-i conving? Ca să-i conving, spune deci ce să faci? Fac ca să vă dovedesc că 2 la 9 este 512, fac 2 la 3 care este 2 la 3 care este 8, ori încă un 2 la 3 8, ori 8 64 și 64 ori încă un 8 512. Foarte tare. 64 ori 8. Oare așa face chiar 512? Ia mulțește acolo să mă convingi. 64 ori 8. Uitați. Am așa. 8 ori 4, 32, 2, 3 în minte. 6 ori 48. Nu. Aba, da, deci am zis 32, am zis 2, 3. Da, e corect, mă scuzați. Așa, 51, 512. E bine, da? Foarte bine. Mă bucur mult. Mă bucur mult că ai convins prietenii noștri și ai spus așa, 2 la 9 înseamnă 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3, da? Și da. 2 la 3 știe că 8, 8 ori 64, 64 ori 8, 512. Și atunci este o afirmație adevărată, da? Deci așa, asta este o afirmație adevărată. Ia să spunem așa. Ultima cifră a lui... Ultima cifră a lui 2 la puterea 732, 2 la puterea 732, 732 egal cu, închide așa, egal cu 5. Ultima cifră este 5. Cred. De fapt, aici chiar trebuie să stau să calculez. Adică nu să calculez... Asta. Nu să calculez 2 la 732, că e imposibil să calculez ultima cifră. Așa. Cum ai de gând să... Hai să încercăm să ne amintim un pic, că facem așa un pic de efort și fiindcă ultima cifră urmărești, să încerci să scrii 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, adică mai mulți puterile lui 2 și poate sper tu că să constați că de la un loc încolo se repetă. Să vezi cam care ar fi lungimea după care se repetă. Pentru că în condițiile acestea vei avea o șansă, nu? Mă gândesc eu, poate, da. Poate reuși. Da, eu știu că se repetă. Dar să fac să văd. Tabelul? Deci acolo în partea dreaptă un spațiu mai mult. Zici 2 la 1 este egal cu 2, nu? Chiar mai sus trebuia scris ca să fructifici tot spațiul, să nu. Deci așa. Deci 2 la 1 este 2. 2 la 2
Este Hai par. să calculez. Așa. 8 20. ori 2. 8 ori 2. Nu? Așa știi că vine. 16. Și sumulez pe 6. Ca aceea e ultima cifră, nu? Da. 2 la 5. 2 la 5 este 16 ori 2. Adică? 32. Adică sumulez pe 2. 2. Da. 2 la 6 este 32 ori 2. Corect. 4, 6, 64. Da. Sumulăm pe 4. 2 la 7. 2 la 7 este 64 ori 2. Da. Și acum hai să urmărim așa. Când ai avut 2 la 1, ți-o dat 2, da? Ultima cifră e 2. Unde ai mai găsit ultima cifră 2? La 2 la cât? La 2 la 5. Deci după câți pași? De la 2 la 1 până la 2 la 5, după câți pași? După 1, 2, 3, 4. După 4, nu? Că din 5 dacă scădem. Adică 2 la 1, cifra unităților 2 la 1 e egal cu 2 la 5 și e egal cu 2 la câta. Și 2 la cât ar mai avea tot 2 la sfârșit? 4, 2 la 8. Deci la nu, nu cred că e 2 la 8. A, nu, stai, m-am uitat la 4, nu. 2 la 9. 2 la 9. Deci poți să spui așa 4, că... 5 plus 4. Deci din 4 în 4, nu? Da. Perfect. Așadar, fiindcă ai descoperit că lungimea ar fi de 4, nu? Din 4 în 4, atunci ar fi foarte interesant să împarți pe 200 sau la cât să-l împarți? 432 la 4. Corect. La 4. Să-l împarți sau să văd? Nu, să-l împarți, nu ca divizor. Să-l împarți să vezi concret restul, să vezi toată povestea. Deci 4 în 7. Deci încerc. Am așa, o cifră la împărțitor, o cifră luăm și noi pe 7, doar că trebuie să mai luăm una ca să putem să... De ce? De 4 în 7 nu merge? Merge odată. A, ok, merge. A, da, merge, că fac scăderea. E mai mare, da? Da, cobor pe 3. Și acum trebuie să zic 7 ori cât. 4 ori cât, mă scuzați, să dea aproape de 33. Ori 8, că dă 32. Și atunci am 1, rest mic. Îl cobor pe 2, 12 și zic 4 ori cât să dea 12 ori 3. Dă 12 și rest mic. 183. Deci 183. Așadar, în clipa asta, conform teoremei împărțirii cu rest, de împărțitul egal cu împărțitor ori câtul, nu? Da. Adică de împărțitul scrie și această formulă că e foarte importantă. D egal cu... Este spațiul acela 2 ori X egal cu 6. Este spațiul acolo și acolo vreau să-l scrii sus. 2 ori X acolo. Acolo să scrii formula aceea. D mare de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul. Plus restul. Scrie, încadrează-o, că e foarte, foarte importantă teorema aceasta a împărțirii cu rest. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și acum... pentru cazul nostru, cum ar fi? 732 este de împărțitul, nu? Da, deci 732 este egal cu 4 ori 183 plus 0, că nu am rest. Corect. Deci,
Hai să scriem acolo echivalent. Echivalent. Acolo, acolo să scriem echivalent și șterge ce ai calculat de 732 acolo. Deci egal cu ultima cifră, de aceea zice ultima cifră a lui 2 la, și în loc de 732, cum ai spus tu, scrii 4 ori 183. Deci ultima cifră, nu, 4 ori 183 egal cu 732, da? Dar nu-i bine echivalent. Când ai scris echivalent, înseamnă că scrii de la început egalitatea. Da, poți să scrii echivalent. Deci echivalent, ai spus bine acum, dacă scrii echivalent, așa, înseamnă că relația dinainte o scrii perfect și în loc de 732 de la exponentul ăla, în loc de 732 scrii 483. Nu? Deci zici U de 2 la. Deci dacă scrii echivalent, așa acolo, echivalent, UD, deci echivalent, așa, UD, 2 la, și pur și simplu tu îl scrii pe 732 ca fiind 483, egal cu 5, da? Egal cu, acolo, acolo, tot 5, se cap. Deci asta înseamnă că o afirmație care o ai înainte, o transcrii, este aceeași dinainte, doar că tu ai făcut un singur lucru. Ai descoperit că 732 se scrie ca fiind 482, da? Da. Atâta tot. Deci echivalent înseamnă că o reiei din nou și o transcrii cu modificările pe care le-ai făcut fără să fie afectat vreo clipă relația din urmă. Bine. 2 la 4, cât au făcut? 16. Nu, și ultima cifră cât este? 6. Poți să mai îmi dai 2 la cât ar face, ar avea ultima cifră tot 6? Da. Adică cred că da. Tot cu 730 ceva sau? Nu, 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 nu. Deci 2 la 4 are ultima cifră 6. 2 la câta va avea ultima cifră tot 6? Păi peste 4, că am văzut că peste 4 se repetă. Păi da. Adică 2 la cât ar fi? Fac 2 la 4 plus, adică 16 plus 4. Nu 16 plus 4. Deci 4 plus 4? Așa. Atunci 2 la 8. 2 la 8. Și atunci scriem de desubt așa. 2 la cifra unităților, U de 2 la 4. Din stânga, mai din stânga, mai din stânga, că să mai din stânga, acolo. U de 2 la 4. Egal cu U de 2 la... Cât ai spus tu? 2 la... 2 la 4 plus 4. Adică de 2 ori 4. În loc de 4 plus 4, zici 2 ori 4. Da? Care îți dă 8 acolo. 2 ori 4. Și egal cu U de cât? U de 2 la. Bine, bine face. 8 asta e bine, dar și 12, adică și 3 ori 4. Adică noi tot continuăm punând câte un 4. Acolo au fost 2 de 4 în urmă, acum 3 de 4. Nu? Deci în loc de 8, care era vizibil pentru toată lumea că face 2 ori 4, fac 8, dar pune că și pentru 12, adică 3 ori 4. 2 la 3 ori 4. 3 ori 4. Apoi, U de cât ar fi? U
Ultima cifră a lui 2 la? 4 ori 4. Corect. Apoi ultima cifră a lui? 5 ori 4. Corect. Și așa mai departe, puncte, puncte, U, D. Cât? X ori 4. X ori 4, ai zis foarte bine. Dar X ori 4 înseamnă și 183 ori 4, nu? Că dacă în loc de X ai pus așa și ultima cifră acolo cât ai spus că face este egal cu 6, nu? Da. Deci egal mai departe, nu se mai vede la mine acum, un pic mai sus. Așa. Deci egal cu dedesubt. La multipli de 4, deci la când exponentul e multiplu de 4, adică e 4, 8, 12, 16 și mai departe, multiplu, cum ai zis tu, 4 ori x, ultima cifră este egal cu 6. Da? Deci egal u de răspunsul de desubt egal cu 6. Egal cu 6. Nu, păi nu mai pui tocmai că ultima cifră este 6 la toți ăștia. Perfect. Deci hai să mai reluăm încă o dată, Alesia. Deci, noi ce am avut de căutat? Ultima cifră a lui 2 la 732. Și ne-am aflat într-o situație dificilă. Nu poate să fie calculat 2 la 732, că ar da un număr extrem de mare. E imposibil să ne gândim la calcul în sine. Dar am făcut 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 și am sesizat, ușor, ușor am sesizat că în, calculând noi așa până la un număr de, se sesizează foarte repede că din 4 în 4 se repetă. Adică lungimea pașilor după care, sau ciclul acesta de repetiții, este de 4. Lungimea ciclului este de 4. Pentru că noi am văzut că 2 la 1 are ultima cifră 2, dar și 2 la 5. Apoi 2 la 2 are pe 4 și 2 la 6 tot pe 4. 2 la 3 are pe 8 și 2 la 7 va avea pe 8. Da? 2 la 4 are 6 și 2 la 8 și așa mai departe. Din clipa asta ne-a venit în minte să împărțim pe 732 la cât l-am împărțit? La 4. Da. Și am sesizat că nu avem rest. Teorema împărțirii cu rest ne permite să scriem pe 732 ca fiind 4 ori 183. Și atunci ne-am gândit că este cazul să ne îndreptăm nefiind restul. Cât ar fi fost restul la împărțirea asta la 4? Care ar fi fost variantele de rest? 1, 0, adică nimic. 0, 1, 2, 3. Atât, 0, 1, 2 și 3. Și ne-am dat peste restul 0. Adică da. Multipli de 4. Da. Și atunci am sesizat că la multipli de 4 ultima cifră este 6. Și am dat răspunsul că e 6. Dar care era afirmația? Afirmația era că ultima cifră al 2 la 273, să o scriem. Deci afirmația era așa. Cifra unităților 2 la 732, acolo scrii, U de ultima cifră a lui 2 la 700, cât este acolo? 732 este scris de tine, este egal cu cât am zis eu? Ultima cifră este egal cu 5. Este egal cu 5, că așa am afirmat eu. În problemă. E adevărată că este 5? Da. Păi cât este? Păi cât este? Noi am calculat, am muncit. Cât este ultima cifră? Cât ne-o dat noi când am început la treabă și ne-am dus și am muncit și am muncit și am muncit și am muncit? Am pus 5. Nu, păi, eu am afirmat că e 5. Dar noi când am început să lucrăm, ne-o dat că ultima cifră a lui 2 la 732 este 6. Pentru că
2 la 732 este scris ca fiind un multiplu de 4 și noi am văzut că toți multiplii de 4, cum noi, cum în exercițiu n-am avut restul 0, multiplii de 4 mi-au dat ultima cifră 6. Am calculat-o. 2 la 4, 2 la 8, 2 la 12 și așa mai departe, 2 la 783, nu? Că e multiplul de 4, ultima cifră e 6. E ca și cum aș spune că 6 e egal cu 5. E adevărat? Da. E adevărat afirmația asta? Că 6 e egal cu 5? Nu. Deci scrie acolo echivalent. Aici ultima relație care scriu-o, echivalent. Echivalent, cum am spune că 6 egal cu 5. 6 egal cu 5. Ce este? Ce fel de afirmație este asta? Fals. Fals. Asta este. Hai să vedem. Ce trebuie să reținem? Deci când avem de calculat ultima cifră a unui număr, a unei puteri, facem pur și simplu, facem tabelul cu puterile succesive așa, ca să ne dăm seama cam din cât în cât se repetă. Împărțim la din cât în cât se repetă în cazul nostru la 4 și împărțim la 4. Da. Și scriem numărul respectiv în cazul nostru 732 ca după teorema împărțirii cu rest ca fiind 4, adică ca împărțitul oricâtul plus restul, dar noi n-am avut rest așa că scris numai 4 ori 183. Da. Și de acum ne ducem pe acea linie care are la exponent 4, 8, 12 multipli de 4. Și la 2 la 4 e 6. La 2 la 8 va fi 6. Și de acum am sesizat clar cum noi avem 4 ori x, cum ai zis tu, 4 ori x, adică un multiplu de 4 la exponentul, fără rest, deci restul e 0. De aceea vorbesc de multiplu de 4, înseamnă că în clipa asta știu sigur că ultima cifră a lui 2 la 732 este 6. Și eu am dat acolo una afirmație că ar fi 5. E prostie, deci e un fals. Este o afirmație, este o propoziție. Am deschis gura și am pronunțat, nu, o propoziție, dar este falsă. Așa, că nouă ne-a dat restul, ne-a dat membru stânga a egalității 6 și eu am spus că ar fi 5. Nici vorba. Ce număr aș avea aici, în afară de x, orice număr ar fi aici, ori 4, ultima cifră va fi 6. Corect, asta. Deci orice x aș pune, fiindcă am 4 ori ceva, da, fără restul fiind 0, e clar că totdeauna 6. Și din clipa asta am făcut exercițiu. Șterge, lasă numai cu 2 la 2 la A și șterge de la exemplu acela 5 plus 6 egal cu 12 pe care le-ai dat tu, ca să ne facem spațiu și să mai luăm încă un exercițiu. Așa, perfect. E jos? Nu, sus, lasă definiția aceea că vreau să... În jos am zis. În jos, da, în jos tot. Tot? Fără 2 la. 2 la 1, 2 la 2, aceea nu. Ok. Deci fără tabel. Fără tabelul acela pe care o să mai avem nevoie. Vrei să mai luăm ultima cifră a unui număr? Așa. Mai au ultima cifră al... Trebuie să, dacă tot o să-l folosim, o să-l scriu de aici. Scrie-l, te rog. Ca să l-am pe tot. Da.
Și atunci de la 8 este egal cu 128 ori 2. Sigur că da. Da? 128 fac 256. 256, deci 6. Da, și 2, da, văd că e 6. Subliniem 6. Și 2 la 9 fac 100. Asta era 502, da. 512, da. Și aici știu că 2 la 10 e 1024. Perfect. Și acum să spunem o altă propoziție. Ultima cifră, deci ultima cifră a lui 4 la 29. 29? Da. 4 nu închide, nu închide, să mai dau ceva. Plus ultima cifră. Plus, fără ultima cifră, că e treaba ta. Plus, îți dau eu acum, plus 8 la 37. Așa. Minus, nu închide, că minus 2 la puterea 79 egal cu 3. Asta e afirmația mea. Și tu verifică dacă am spus ceva, e corect sau nu. Deci... Păi în primul rând trebuie să... Începi să spui așa, fiindcă am ultima cifră a unei adunări sau scăderi, înseamnă că mă voi ocupa din stânga și muncesc și văd dacă ajung la 3. Deci am de lucru. Da, membru stâng. Poți să notezi UD așa tot până la egal cu MS, membru stâng a egalității. Da, trebuie să văd din cât să împart, să văd la cât împart 29. Stai, dar stai, nu ne grăbim, că nu știm. Deocamdată tu ai numai pe 2 la. Știi că lungimea din 4, 4, dar cu 4 nu, cu 8 nu. Deci trebuie să muncești. Abia la 2 la ultimul, minus 2 la acolo ai putea să te apuci. Fac tabelul cu 4 și 8. O, dar de ce? Că 4 știm cum să scrie. 4 scrie 2 la 2, totul la 29. Hai să luăm deoparte. Deci, dar ar trebui să plecăm așa cum ți-am spus eu. Notează tot ce-i până la egal, fă un dedesubt un arc de ca o acoladă și zici măsă, membru stâng. Așa. Perfect. M, S. Membru stâng. M, indice S. Adică membru stâng al egalului. Da? Asta înțeleg. Și te apuci de, și începi în stânga, începi și scrii M, S egal cu U, D. Membru stâng egal cu U, D. Și copii, 4 la 29. A, dacă faci și deodată, e și mai bine. Egal cu 2 la 2, totul la 49. Foarte. 29. Da. 29. Plus, 2, se scriu pe 8 ca puterea lui 2. Așa. 2 la 3 era. Așa, 2 la 3 totul la 37 minus 2 la 79. Corect. Membru stâng este egal. Da, acolo poți să scrii continuare egal. Ca să nu mai scrii MS egal. Deci egal cu dedesubt egal. Dedesubt, MS se păstrează până când găsești concret. Deci 2, e ca... 2 la și fac 2 ori 29. Exact. Deci UD egal cu UD, dar dedesubt. UD, ultima cifră a lui 2 la. 2 la. Și fac... Acum o să am mai cu baza 2. Să scrie. Da. 8 și 5, 5, 8, plus... Da.
2, și fac 3 ori 27. Da. 1, 2, 81 minus 2 la 79. Și egal mai departe cu... Și egal mai departe cu... Ultima cifră. A primului. Nu, că la fiecare, ultima cifră a primului. A lui 2 la 58. Deci egal cu ultima cifră al 2 la 58. Plus ultima cifră a lui. Plus ultima cifră a lui 2 la 81 minus ultima cifră a lui 2 la 79. Corect. Trebuie să iau un 4. Corect. Și îl iau pe 58. Îl iau pe 58 și îl împart la 4. Corect, că ai exact tabelul cu 4, da? Bine, și pe 81 împart și pe 79. Corect. 4. O cifră ea. Merge odată. 4. 1. Îl cobor pe 8. Cel mai aproape e 4, 16, nimic nu se mai vede, mic și rez 2. Și conform teoriei împărțirii cu rest. Teoremei împărțirii cu rest, da. Facem 4 ori 14 plus 2. Perfect. Deci în loc de 58, vei scrie 4 ori 14 plus 2. Deci UD 2 la 2 ori 14 plus 2. Perfect. Plus UD 2 la și fac 81 părțit la 4. Deodată 4 11 rest 1. Da. Așa. Deci 2 la 4 ori 11 plus 1. În loc 4, de 4 ori 11 plus 1. Plus 1, nu? Da, doar că nu dă 81. Nu-i bine? Nu-ți dă 81? Nu dă. Păi, hai mai faci o dată împărțirea. O să fac eu să vedeți. Acolo. Aici am zis 81. Stai că scriu foarte să se 81 împărțit la 4, am zis. Da. Am avut aici, am luat o cifră, am zis că merge o dată. De ce o dată? 4 în 8? A, nu! Atunci, iau amândouă cifrele. Dar de ce 4 în 8 nu merge, de câte ori nu merge? Ia-ți vezi. Ce? 8. 8 împărțit la 4, de câte ori merge? Sau 4 în 8? De două ori. Păi de două ori, de ce să mai te gândești? M-am încurcat. Să încerc cobor pe 1 și aici merge de 0. Așa. Pune 0 și rămâne restul ăsta 1, că nu mai ai ce cobori. Și scriu aici. Acolo era bine. Știu, am scris cu altă culoare. Așa. 2 la 4 ori 20 plus 1. Exact. Minus U de 2 la 79 împărțit la 4. Odată. Îl cobor pe 9
Și acum fac 4 ori cât se dea aproape de 39. Ori 9. 36. Nimic 3. 2 la 4 ori 19 plus 3. Bine. Și egal mai departe. Mai departe egal cu. Ei, primul ce rest ai? 2, nu? Primul. Ca și cum ar fi 1 la a doua. Ca și cum ar fi 2 la a doua. 2 la a doua, cât e aici? 4. Deci egal cu 4. Deci nu de 2 la nu știu ce, pui 4, pur și simplu. Deci egal cu 4 plus. 4 plus. 32. Plus 32. De unde e 32? Păi am făcut aici 4 plus 1. Ori 20 plus? Plus 1, nu? Da, am făcut 4 plus 1, 5 și mi-a dat 2 la 5. Ai, nu, nici vorba așa. Că trebuie făcută mulțirea și plus 1. Dar ca și cum ar fi 2 la 1. 2 la 1, adică numai restul te interesează. Da, celălalt... 32, da. 2 la 1 este 2, da? Da, chiar cum am făcut tot 32 de. Da, dar numai pe 2 el scrie că e cifra unităților. Deci dintr-o singură cifră. Nu 32, nu-l scrie pe 32, ci numai pe 2 trebuia scris. Nu? 128 e calculul mare. Deci numai UDE, dacă e ultima cifră, e ultima cifră, numai 2-ul. Deci ultima cifră a fost a fost 4 și în loc de 32 spui numai pe 2. E ultima cifră. Ai înțeles? Numai atât. Cât noi plus sau minus este acum? Minus este. 1. Ultima cifră a cui? 19. Cât e restul? 3. Păi da. Ca și cum ar fi 2 la a treia. La 2 la a treia cât este? 8. Ei, și acum dacă facem calculul, cât ar fi? 2. De ce 2? Că ai așa, 4 și cu 2 face cât? 4 și cu 2? Da, mă scuzați. Am 6, minus 8, nu se poate. Nu se poate și atunci te împrumuți, știi bine, de o 10. Nu? Când faci scăderea, că tu ești la cifra unităților acum. Și știi bine, 4 cu 2 egal cu 6 minus 8. Scrie 6 minus 8 minus 8 și egal mai departe cu... Păi, dar nu poți să... Păi nu, dar știi când ar fi scăderea acolo, te împrumuți. Iei o 10, 10 din 8 face 2, când faci calculul cu cifra unităților. 10 minus 8, 2 și cu 6, 8. Deci egal cu 8. Nu ți-e clar. Deci în momentul în care ai avea numărul lung, cât o fie el acolo, la unități primul avea 4, cel de-al doilea avea 2, 4 și cu 2 fac 6 și când se scazi pe 8 nu poți scădea. Și atunci e limpede că trebuie să iei o 10, un 1 de la vecin, adică o 10, scazi pe 8, așa cum... Ți-aș da să calculezi 16 minus 8. 16 minus 8 cât faci? 8. Da, asta pot.
Ei, și eu cât este răspunsul la membru stâng? Membru stâng, lucrat de tine și lucrat și lucrat și lucrat, cât ți-a dat? 8. Și cât am zis în exercițiu, cât am zis eu că este egal cu cât? Trei. De. Și ce părere Ați spus trei. Adică ai? este Așa. scrie acolo, scrie. Este 3 acolo. Și ce părere ai? E adevărată relația asta? Care ați spus-o? Nu. Dar asta... Nu. Și în paranteză scrie ca și cum ar fi spus cu 8 egal cu 3. Deci e o minciună. 8 egal cu 3. Deci este fals. Da? Și spune de ce este fals. 8 diferit de 3. Da? Pentru că 8. Da, așa, 3 diferit de 8. Din cauza asta. Deci este fals. Perfect. Ce am ascuns aici? Hai să vedem cu ce ne-am ales din negheșițiul asta. Care sunt lucrurile care ți-au plăcut și care au fost interesante pe parcurs? Când am pentru mine, ca să zic așa, Da, așa cum spui, foarte bine. importanța a fost când aici, stai, aici, la, noi știam ce să facem așa, că l-am scris pe 4 ca 2 la a doua, totul la 29, pe 8 la fel și pe 2 l-am lăsat așa. Da. Mai fost important și când am început să împărțim pe 81 la 4, pe 79 la 4. Stai un pic, dar mai devreme, cum a fost? U de o Teme. adunare, U de o adunare sau scădere, înseamnă U de fiecare. Ultima cifra a primului, al doilea, nu le-am scris. Ultima cifra al doilea la 58 și acolo a fost un moment important ca să știi cum anume lucrăm. Da? Că ai Da. luat pe U de fiecare în parte. Și de aceea ai spus, mă ocup de U de 58, U de ultima cifra al 81, ultima cifra al 79. Iar fiind 2 la 58, 2 la 81, 2 la 78, cum ai făcut tabelul acesta a puterilor lui 2, am sesizat că din 4 în 4 se repetă. De aceea am împărțit pe vorbește tu, te rog. Am împărțit 58 pe 81 pe 79 la 4. Da. Apoi cred că mi-a dat cu rest, conform teoriei împărțirii cu rest. Nu teorie, teoremei. Teoreme împărțirii cu rest. Împărțirii cu rest. Am făcut împărțitorul care aici, împărțitorul, oricâtul, plus restul. Așa. Și atunci pe mine m-a interesat doar cifra unităților 2 la a doua, la rest, 2 la a doua. Și la 2 la a doua ce rest ai obținut? Arată-l sus. La 2 la a doua ce este? 4. Da? Și de ce ai scris 4? Apoi, pentru numărul următor, 2 la A cincea. 81 acela, în loc de 81, A, zic. Păi da. Doi e la 2 ori 40 plus 1, 2 la, nu 2 la 5, 2 la 1. Cel mai bine e 2 la 1. De ce să te uiți la restul 1 la sfârșit acolo? Și 2 la 1 are 2. Și de ce am scris cifra unităților 2? Și 32 ar fost bun, dar numai 2 ai copiat, nu? Nu 32, nu te interesează, că e numai ultima cifră. Sau ultima, sau în unităților, cifra unităților. Așa și la ultima scădere, 2 la ultima cifră al 2 la 79, ai umblat și acolo și ai aranjat treaba și ți-a ieșit 8, da? Că e 2 la a treia. Și arată 2 la a treia ca să vedem în tablă. Așa, 2 la a treia, ultima cifră este 8. Și acum ai avut descăzut 4 cu 2, 6 minus 8. Nu s-a putut face scăderea și de aceea ți-ai închipuit că ai de făcut o scădere ca și cum ar fi 6 minus 8. Și tu știi bine că te împrumuți, nu? Așa. Bun.
Șterge toată zona asta de la exerciții, de la exemplu și mai facem încă un exercițiu cu doi ca să ne fie limpede, să meargă foarte bine și după aceea mai avansăm un pic la un alt exercițiu. Ok. Deci să șterg partea asta. Aceea, partea aceea ca să ai spațiu liber și să mai facem un exercițiu cu doi la. Deci, hai să zicem, vreau să, eu fac afirmația asta și tu vei vedea că, dacă este adevărată sau falsă. N-ai decât să constați că ultima cifră, să fac afirmația, ultima cifră a lui nu 32, hai să zicem 16 la puterea, 16 la puterea a șaptea plus 3 ori plus 3 ori 8 la puterea a cincea. Închidem paranteza. Ultima cifră a acestui număr egal cu ultima cifră, zic eu, închide paranteza, egal cu ultima cifră a lui 8 la puterea 13 minus 2 ori 4, 2 ori 4 la puterea 21. Deci eu zic că ultima cifră a celui din stânga e egal cu ultima cifră a celui din dreapta. Tu să vezi dacă am făcut o afirmație corectă sau este o afirmație greșită. Greșită. Zic așa, văd după ce calculez. Deci notăm MS ăsta, notăm și MD celălaltul și lucrez pe fiecare în parte. Membru stâng și membru drept. La membru stâng. Începe. Membru stâng egal cu și vorbește tu. Este egal cu. Trebuie să-l scriu pe 16 ca putere a lui 2. Și ai baftă, ai noroc să fie așa, reușești, nu? Da. Deci e egal cu ultima cifră a lui, da? Corect, corect. Deci e egal cu ultima cifră a lui. La a patra, totul la a șaptea. Da? Plus 3 ori și îl scriu pe 8, fiindcă nu pot să fac 8 la 5, e 8, 8, 8, 8 de 5 ori. Îl scriu ca 2 la 3, totul la 5. Corect. Scriu egal și mai cu drept. Dar pune o paranteză dreaptă ca ai acolo Da. ultima cifră a expresiei acelea. Egal cu. Ultima. Nu. O las așa. Și acum membru drept. Nu, e bine. Egal, pur și simplu, egal cu ultima cifră a lui. A lui. La fel. 8 la 13. Nu pot să. A, nu, nu am numai membru stâng, lucrez numai membru stâng acum. Tu A, egal. da, ăsta e rezultatul. Da. Rezultatul care trebuie să-l calculezi, da. Da. Ca să știu. Da. Unde? 2 la. Și fac 4 ori 7. 2 la 28.
plus 3 ori 2 la 3 ori 5, 15. Bun. Doar cu UDE. 2 la 28 plus 3 ori 5. UDE primul, scrie așa, UDE primul plus UDE al doilea. Deci egal cu UDE, ultima cifră al 2A. 2 la 28 plus UDE 3 ori 2 la 15. Corect. Egal cu UDE și 2 la 28 îl scrim. Păi ia de deoparte, pe 28 cum îl scrim? Stați că v-ați blocat, nu? Dacă ați spus ceva, să știți că v-ați blocat și nu v-am auzit. Păi asta spun. UDE 2 la cât este acolo? 2 la 28, nu? A, gata, vă aud. 2 la 20. Nu poți să ne par pe 28 la 4? Păi da, neapărat. Asta faci tu. Condutul Egeșițiu, cum faci pe ăsta, faci și pe celălalt, da? Te las singură. Ai grijă, vorbești, lucrezi, da? Mă întorc, dacă. Ok. Deci am zis că îl împart pe 28 la 4. Nu mai fac una sub alta, fiindcă știu deja că nu mai fac cu o bară, fiindcă știu că e 7. Și atunci scriu ultima cifră a lui 7 plus ultima cifră a lui 3 ori și 2 la 15 și atunci îl împart pe 15 la 4, deci îmi dă cu rest. 15 la 4 și atunci iau o cifră și mai au încă una. Cel mai aproape 4, nu 4, 3, 12, stai. Așa, aici am nimic 3 și atunci 4, 12 și da. 3 ori 2 la și în loc de 15, i-am făcut acum, l-am împărțit de 15 la 4 și conform teoremei împărțirii cu rest, fac împărțitorul, adică aici e 4 și scriu aici, stați, la exponent scriu 4 ori câtul, ori 3 plus restul, în cazul meu 3, doar că nu mai mică pe aici. Deci plus 2, 3 am zis, 3 ori 2 la 4 ori 3 plus 3. Așa. Egal cu UDE 7, adică pur și simplu 7. Aici am mai trebuia să scriu UDE 7. Trebuia să scriu mai 7. Și am 7 plus. Plus UDE 3 ori 2 la și am 9. Să fac și să fac că dacă îmi fac 4, 3, după aia mă întorc înapoi și am 3 ori 15 și atunci scriu 6. Egal cu 7 plus ultima cifră a lui 6 la
Nu la cinci, nu, că după a... Zicem 7 plus ultima cifră a lui 6 ori. Da, ultima cifră a lui. Nu, că nu pot să-mi scripești. Și am descompus pe ampar pe 15 la 4, le-a dat 4 vers 3 și am zis 3 ori 2 la 4 ori 3 plus 2, care aici e tot 15. Mai departe 7 plus ultima cifra a lui, am făcut 6, am făcut 3 ori 2. Alu 6 la 4 ori 3 plus 2. Apoi am 7 plus ultima cifra a lui și a rămâne să calculez de sus și mi-a dat 6 la 15. Nici n-am cum să-l scriu pe dacă aș fi putut să scriu, dacă aș fi fost aici 8, ar fi fost bine, fiindcă aș fi scris 2 la 3, atât la 15. Doar că am 6 și nu pot să scriu ca o puterea lui 2.
Da, nu s-am avut sonorul. Alesia? Da. Nu te-am mai auzit? Deci ai făcut acolo păi, cifra unități? Am împărțit pe 15 la 4 și mi-a dat, mi-a dat 3 rest 3 și am zis 4 împărțitorul oricâtul 3 plus 3 și am avut 7 plus 1 de... Dar de ce 7? Stai o secundă. Dar cât e cifra unităților lui 2 la 28? Păi de unde am luat 7? De unde ai luat tu pe 7 asta, nu știu. Ah, gata, știu. Am făcut 28 împărțit la 4. Păi faci acolo, la exponent trebuie să spui, în loc de 28, 4 ori 7. Deci UD 2 la... 2 la... La puterea? 4 ori 7, da? Așa. Și acum, ia uite-te, 4 ori 7 cât? 4 ori 7. Ai lăsat încă o dată pe copiat. Și bine acolo 6? Uite, dacă n-aș fi făcut 3 ori 2. Păi n-ai voie să faci asta. Pentru că 3 nu-i și el la aceeași exponent. Ca da, zici... Aici a dat tot 15 și mă întorc înapoi dacă zic 3 ori 2 la 15 aici. Păi da, n-o să faci așa. Ci pur și simplu, cifra sau ultima cifra lui 3 ori îi înseamnă a fiecăruia în parte. Deci acolo plus ultima cifra lui 3, U de 3, așa trebuie să scrii, U de 3. Deci la produs aplică U de 3, închide paranteza, ori U de, ori U, ori U, nu e plus. Că 3 era înmulțit. A, da. Ori U de 2 la, cât ai acolo? Bun. Și egal acum acum. U de, adică, nu, adică 3 ori. Cât face, cât e ultima cifra, deodată, cât e ultima cifra lui 2 la 4 ori 7? Adică, ca și cum ar fi 4 ori 1, 4 ori 2, 4 ori 3? Câte, când dai restul 0, adică când s-a împărțit exact, câte am mai făcut, o avem acolo. Ca și cum ar fi când e restul 1, e 2, când e restul 2, e 4, când restul e 3, e 8. Când restul nu există, deci împărțirea se face exact, e 6. Da. Deci acolo, U de 2 la puterea 4 ori 7, egal cu 6. Atunci este egal cu 3 ori? Deci egal acum, egal acolo ai. Nu-i 3. Ai pentru primul ultima cifra lui 2 la 4 ori 7. Suntem acolo. 2 la 4 ori 7. Cât e 2 la 4 ori 7? Ultima cifra lui 2 la 4 ori 7. Hai să o luăm ușor, încă o dată. Stai că n-am băgat în priză și se închide. Te rog. Of, gata. S-a închis? Da, nu s-a închis, nu s-a închis. Am băgat la timp. Ziceați de U la da. 2 la 4 ori 7? Da. Pe 6. E 6, asta am vrut să spun. Deci egal cu 6, egal acum 6, plus, cât e ultima cifra lui 3? E 3 ori? 6.
De ce 6? Păi acolo câte, restul câte este? Cât e restul? E restul 3, nu? Ca și cum ar fi 2 la 3. La 2 la 3 cât este? 8. Deci 3 ori 8. Așa. Și egal mai departe. Am acolo. Și egal acum cu 6 plus Da, 6 plus 3 ori 8. Poți să faci. e normal. Plus 24. Și ultima cifră cât este? Trebuia să păstrezi U. U trebuia păstrat, că s-a mai încărcat, n-a ieșit numai unități. Că 3 ori fac 24, a fost mai mult de cifra unităților. Deci, egal acolo cu UD, toată așa, așa. Perfect. Și UD, ultima cifră a lui, 30. Și 24 și egal cu ultima cifră a lui 30, care înseamnă 0. Vezi? Membru stâng, am aflat. Ultima cifră a membrului stâng, tot calculul făcut, este 0. Da, mai rămâne să facem și membru drept. Corect. Hai să te ocupi să faci și membru drept. Deci MS șterge ce e calculat la MS, tot șterge și pui 0. Și pe urmă te ocupi acum de MD, de desubt. Aici. Așa, de desubt. Pui 0 și acum ștergi tot ce a fost acolo, calcul, tot calculul, și te ocupi de membru drept acum. Ți-ai făcut spațiu și te ocupi de membru drept să vezi cât îți dă. Ultima cifră a lui 8 la 13 minus 2 ori 4 la 21. Da. Este egal cu ultima cifră a lui 2 la 3 2 la 3 totul la 13 ori. De ce ori? Minus 2 Minus. ori. Parcă mai în cap. Minus 2 ori 2. Un pic mai strâns acolo. Minus 2 ori 2 la 2 totul la nu. La 21. Da. Închide paranteza. Este egal cu U de 2 la 19 minus Da, U de 2 la 2 ori 2 la 42. Da. Egal. U de pe aici e 6. Deci e 6. La 4 dacă faci împărțirea. Dacă fac 19 împărțit la 4. Acolo a fost 13, nu? La puterea 13. 13 ori 3, 39 ori 3 este acolo, nu 19. Sau cât ai pus tu? Ca a fost 2 la 3, totul la puterea a 13. Și 3 ori 13? 39. Ai 30, am făcut, da. Și atunci îl împar pe 39 la 4. Da. O dată. Mai iau încă o dată. Și merge de 9 ori.
2 la 2 la 4 ori 9 plus 3 minus U de 2 ori 2 la 42 împărțit la 4 da. Da. Doi la patru ori 10 plus 2. Exact. Egal cu U de 8. Da, ar fi 8 acolo, că e 2 la 3. Minus U de 2 ori deci U de 2 ori U de celălalt. Sau dacă vrei, poți să faci acolo 2 la puterea, să aduni exponenții, că e 1 și cu 4 ori 10 plus 2, parcă, sau 4 ori 10 plus, da, plus 2. Și mai vine un 1 cât de la 2 la 1, 4 ori 10 plus 3. Nu-i bine? Ia vezi. Da, da. 2 la, deci zici 2 la puterea, 4 ori 10 plus 3. Păi, dacă nu-l lași pe acela, 10 plus 3 și atunci îl ștergi pe 2 la 1 ăla. Pe primul 2 îl ștergi. L-ai înglobat în... Așa. Bun. Dar cu 8 minus 2, adică minus 2 la... Ultima cifră a lui la a treia, 2 la a treia. Minus 8. Așa. Deci membru drept tot 0 a făcut. Uite ce baftă am avut. Am dat-o la întâmplare, se înțelege? Am dat-o la întâmplare? Păi sigur că da. Și atunci am ultima cifră a lui 0, minus ultima cifră a lui 0. Deci egal cu 0, egal cu 0 este adevărat, nu? Da, membru stâng. Membru stâng mi-a dat 0, membru drept mi-a dat 0 și atunci în dreptul primei acele, în dreptul acelei afirmații, acele propoziții, că este o propoziție, nu? Nu? Da. Răspunsul corect la întrebarea dacă este adevărată sau falsă, ce vei spune? Adevărat. Este adevărat, sigur că da. Vezi aici, Alesia, am făcut o repetiție a proprietăților la puteri, nu? Și cu ultima cifră. Practic, sub masca asta, că eu dau, fac o afirmație și te las pe tine să constați dacă e adevărată sau falsă, s-a ascuns acest lucru interesant despre ceea ce înseamnă cu ultimei cifre. Și operații cu putere. Deci foarte interesante, nu? Putem gândi de greșiți interesante la care să facem. Toate noutățile aici au fost așa, nu? Care sunt? Repete-le tu, să văd. Cum ai înțeles? Deci a fost vorba de o propoziție. Cum sună propoziția? Ultima cifră a lui 16 la 7 plus 3 ori 5. Și dumneavoastră a spus că este egală cu ultima cifră a lui 8 la 13 minus 2 ori 4 la 2, 21. Și trebuia să calculăm, să vedem dacă e adevărat ce a spus. Da, exact. Și am dat partea asta, membru stâng și membru drept. Da. Și ne-am ocupat de fiecare în parte. Și am la prima dată membru stâng. Corect. L-am
rezolvat, mi-a dat 0. Corect. Membru de la fel mi-a dat tot 0. S-a întâmplat să fie la fel. Și atunci înseamnă că afirmația ce? Este adevărat. Deci propoziția mai sus dată este o propoziție adevărată. Da. Dar acum hai să luăm pentru membru stâng. A fost interesant acolo că a fost 16 și 8. Și pe 16 ai avut posibilitatea să scrii ca o putere a lui 2, nu? Da, adică la 2 la 4. Corect. La fel pe 8. La fel și 8 transpus ca de la 3. Da. Și în felul ăsta tu ai putut, nu? Ai pornit la treabă. Da. Și am rezolvat. Și am rezolvat și stânga și dreapta și ai constatat că este adevărat. Cu adevărat, adică despre propoziția aceea poți să spui fără să stai pe gânduri că este o propoziție adevărată. Deci noutatea a fost asta, că de foarte multe ori întâlnim egășiții în care să fac niște afirmații și tu îți rămâne să constați dacă este sau nu afirmația aceea adevărată. În matematică lucrăm cu astfel de afirmații, le numim propoziții, deci definiția asta, afirmații despre care putem spune că sunt adevărate sau false, se numesc propoziții. Da? Deci așa asta e noutatea, apoi am revăzut și teorema împărțirii cu rest, dar am văzut și o afirmație în care n-ai putut să spui deodată că este adevărată sau falsă. 2 ori x egal cu 6. Da? 2 ori x egal cu 6, nu mai poți să spui de la bun început, este adevărată. Depinde de ce x spui. Ei, afirmațiile acestea în care apare o necunoscută, una sau mai multe necunoscute, se numesc predicate. Da? Deci 2 ori x egal cu 6 nu mai este o propoziție, ci este un predicat. Că depinde ce x pui acolo. În condiții în care am pus pe x egal cu 3, ea a devenit o propoziție adevărată. Dacă punem un alt x, devine de fiecare dată o propoziție falsă. Astfel de afirmații care depind de una sau mai multe necunoscute se numesc predicate. Ea șterge de desubt propoziții, șterge acolo și să ne întoarcem la... Și tabelul, da. Altă definiție. Da, o altă definiție. Aia a fost definiția 1, acum definiția 2, da? Zicem, definiția. Afirmațiile care depind de una sau mai multe necunoscute se numesc predicate. Afirmațiile care depind de una sau mai multe de una sau mai multe necunoscute multe necunoscute se numesc predicate. Așa. Și exemplu de predicate ar fi, care e exemplu? Așa, încadrat, pentru că într-adevăr sunt două definiții foarte importante, două definiții care
constituie noutatea în lecția aceasta, nu? Definiția aceasta a propozițiilor, afirmații despre care spui sigur că sunt adevărate și care altele depind de niște necunoscute și se numesc predicate. Și acum aș vrea să-mi dai tu un exemplu de predicat. Unul l-am dat eu acolo, 2x egal cu 6, alt predicat. Exemplu. Dă-te un exemplu așa. Dumneavoastră, ce exemplu ați dat? 2 ori. Ori x egal cu 6. Și doar pentru un x a fost adevărat, în rest e fals. Deci depinde de un necunoscut, 2 ori x. Da, ok, atunci 6 ori x. Da. Nu, 7. 7 ori x. 7 ori x este egal cu 56. 56. Pentru x egal cu 8, rezultă că avem 7 ori 8 egal 56, ceea ce e adevărat. Deci a devenit o propoziție adevărată. Da? Deci pentru x egal cu 8, dar pentru un alt x. Pentru x egal cu 9, am 7 ori 9 este egal cu 56, ceea ce este fals. Și orice alt x ai mai pune, totdeauna numai fals. Dar vezi că prin particularizarea lui x, deci când x-ul devine o valoare particulară, ce se întâmplă? Predicatul respectiv devine propoziție, da? Deci când îl particularizezi pe x, imediat te poți pronunța. Prin înlocuirea necunoscutii sau necunoscutelor respective, în data ai de-a face cu niște afirmații despre care tu poți să te pronunți foarte repede că sunt adevărate sau false. De acord. Acum, așa ca o sinteză a lecției, ce ai reținut tu că din lecția asta? Cele două definiții ale Așa. propoziției și predicat și Deci afirmat. noutatea asta, în asta, ce înseamnă propoziție, ce înseamnă predicatul, știi acum când îi faci deosebirea între predicat și propoziție. Propoziție este ceea pe care, în momentul în care o vezi, spui fals sau adevărat. Da. Și predicatul este atunci când am o propoziție, o afirmație care depinde de alta. Deci care depinde de o necunoscută, una sau două necunoscute, și anume după ce le înlocuiești, ai de a face cu, îți dai seama că e propoziția adevărată sau falsă. Prin înlocuirea necunoscutelor, ai imediat să reduci predicatul la o propoziție. Chiar notează, observații. Observații. Ai jos? Da, de sub, observații. Poți să șterg asta? Nu, lasă exemplu. Observați. Prin înlocuirea necunoscutei, predicatul devine propoziție. Propoziție devine propoziție, scurt. Adică te poți pronunța că e adevărată sau falsă. Devine propoziție. Atât. Ceea ce avem acolo poate fi scris nu și ca sinteza zilei. Așa pe ramă acolo poți să scrii sinteza zilei. În asta constă sinteza zilei, că am definit ce înseamnă propoziții.
Sigur, aici am mai avea de spus câte ceva în legătură cu în exemplu care am făcut și operații cu puteri, nu? Mai adaugă de desubt acolo operații cu puteri în spațiul ăla micuț care ți-a mai rămas acolo de desubt, sub predicat. Unde să ștergi? Acolo? Hai, ștergi acolo, te rog. Partea de sus, atât. Care acolo, aceea. Deci v-ați dat exemple de propoziții adevărate și false și am înțeles. Corect. Și acolo poți să spui așa, puteri, operații cu puteri, puteri, virgulă, operații cu puteri, apoi încă un punct acolo, ultima cifra unei, da, ultima cifra unei puteri. Am făcut 6, da? Și cu ocazia asta am făcut și sinteza zilei. Deci puteri, operații cu puteri, teorema împărțirii cu rest, cât D egal cu împărțitorul, câtul plus restul, da? Și apoi definiția ceea ce înseamnă propoziții și predicate. Și prin înlocuirea necunoscutei, predicatul devine propoziție. Așa, și observația aceea că prin înlocuire devine o propoziție. Mereu ți-am spus, ți-am amintit că eu am, dintotdeauna așa am fost foarte tare frământat de nevoia de a ajuta pe toți copiii, de oriunde ar fi ei. De oriunde ar fi ei, pentru că ei au aceeași mare problemă. Cum înțeleg matematica? Cât de important este să înțelegi din clasă? Bine ar fi ca toți copiii să înțeleagă din clasă. Iar pentru chestia asta, profesorul trebuie să găsească metodele acelea prin care să te facă să înțelegi. Și acum îmi vine în minte un lucru apropo de nevoia de a face binele. Știi, dacă toată lumea ar fi frământată să facă bine pentru ceilalți care intră în contact, lumea ar fi cu totul diferită. Cu totul diferită. N-ar mai fi deloc nicio formă de răutate, de... Câte vreme eu mă frământ să fac bine celui de lângă mine. Și te rog să intri pe Prof Online la prima lecție, când mi-a venit în minte ceva și aș vrea să care le arătăm prietenilor. Care lecție cu mine sau a doua? Nu, pe prima pagină acolo. Cum scrii pe Prof Online, arată să le arătăm prietenilor noștri cum pot intra la Prof Online și să ne oprim pe prima pagină acolo. Deci unde scrie video matematică și video agricultură? Așa, acolo. Ok. Dacă îmi pun și un mouse-ul, ca să pot să... Imediat. Nu merge, trebuie să... Conectez mouse-ul și așa. Ce-ți spus Prof Online? Așa, să vedeți și dumneavoastră. Se vede? Da, deci ai scris pe Google Prof Online, explică-le prietenilor noștri. Vă duceți pe Google, scrieți Prof Online și apăsați doar pe primul link. Acolo. Și îndată intrăm... Și îndată vă apare
numărul de telefon, va apare video matematică și video agricultură. Depinde de ce vreți. Da. Dăm pe video matematică. Stop. Nu. Hai să mai prezent, să mai intrăm un pic pe prima pagină asta. Să o prezentăm un pic, da? Sunt și videomanualele acelea care sunt acolo în partea dreaptă și este și o televiziune. Ia să vedem televiziunea asta ce face acum. Emite? Profonline TV? Dă click acolo. Vizionați aici. Unii spune, vizionați aici. Vreți să și auziți? Da. Dă un pic să vadă și prietenii noștri ce se întâmplă acolo. Deschide filmulețul. Apasă pe butonul acel din mijloc. Știu, doar că trebuie să dau să și auziți. Acum va trebui să și auziți. Oh, stai de la capăt. Deci, că filmulețul acum rulează la apicultură, vezi? Este important să avem goce. Dacă nu avem goci crescute, atunci trebuie să facem ceea ce v-am spus, făgurel cu ouă proaspete și să ne putem planta. Da, deci aici vor vedea, prietenii noștri, cei care doresc, vor vedea filme cu lecții fii de matematică, fii de apicultură. Acestea filme sunt acolo 24 din 24. Deci Profonline TV emite continuu. Să ieșim de acolo și să continuăm să vedem ce se mai află. Ok, deci nu apare. Așa, deci aici a fost Profonline. Da. Mai jos sunt o serie de filme pe care fiecare le poate vedea acolo cu diversele activități, cu felul în care eu m-am bătut pentru ca să pot să fac aceste filme de 20 de ani de când am lucrat eu acolo. Sunt secvențe, dar un pic pe dreapta, te rog. Aici pe partea dreaptă sunt filmele pe la televiziuni, pe la tot unde am apărut. Articole și fiecare, dacă dorește, poate să ducă acolo, dar un pic mai sus se află ceva care merită acolo. Ei, la cele două filmulețe acolo, trebuie să intre acolo. Aici? Da. Discuție de suflet. Și acolo aș vrea să ne oprim un pic, să vezi tu ce lucru interesant. Am să... Dă un pic să ruleze și până am să vorbesc. Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Profon Online. De aici, dragilor, sunt la două te pup, Mihaela, și mă bucur mult că am ajuns la tine. Și Alina, surioara mai mare, mă bucur foarte mult. Sunt aici, dragilor, pentru că Mihaela mi-a fost elevă. Și îți mai amintește eleva prin 2005-2006, nu știu când a fost perioada aceea. Și eu, Alina, priveam cu multă atenție și cu multă bucurie când reușeai să o aduci pe sora ta la ore. Și eram așa de încântat că a ajuns și în ziua aceea la ore. Îți amintește așa? Și când a vrut Dumnezeu să se întâmple, am reușit să te iau. Și am ieșit de fața ta și am ajuns acasă și cu asta am aflat câteva lucruri atunci. Anii au trecut, n-am mai reușit să-mi iau legătura și te-am găsit pe tine, Alina, acum vreo 4 ani, cred, la Tisa Silvestri, mă amintesc bine, și te-am întrebat, nu cumva ești tu aceea de atât, cu surioarea ta? Și mi-ai spus, da, eu sunt și eu o știu pe dumneavoastră, nu? Așa, am stat de vorbă și uitați, așa, am luat legătura. Iar acum, de Crăciun, nu mai reușeam să iau legătura cu voi, pentru că, mă rog, m-am străduit eu, dar n-am reușit. Finalul este că Dumnezeu te-a dus pe tine în Sfânta Biserică și când am coborât pe scări de la Părintele Pleșcău, atunci pe scări, te-am văzut pe tine și azi ajung la tine. Da? Și am și ajuns. Deci, dragilor,
Suntem la cele două surioare, suntem acasă la ele și ele au o problemă de sănătate mai deosebită și avem foarte mult încredere în Dumnezeu. Noi avem așa încredere de mare, încât așa se face că Dumnezeu m-a ajuns aici și să stau de vară cu voi. Nu prea știu foarte bine problema de sănătate, dacă tu poți să... Da, boala noastră se numește ataxie Friedreich. Este o boală care nu are un tratament, dar cu bunăvoința lui Dumnezeu o scoate mâine la cap. Super să spui. Super să spui. Este minunat. În fiecare clipă trebuie să sperăm că Dumnezeu lucrează. Nu se poate să nu iasă ceva la iveală și pentru... Este extraordinar ce spui. Nu se poate, că Dumnezeu are atâta dragoste pentru fiecare dintre noi. Și m-a desplăcut Dumnezeu cu acatistul Sfântului Iuda. Iuda, Taiteu. Exact. Voi mi-a spus, nu am știut de el. Sfântul acesta este unul dintre cei 12 ucenici, nu așa? Da, unul din cei 12 apostoli. Așa, apostoli. Și însuși fratele lui. Fratele lui, care au crescut și o copilărită alături de Iisus Hristos și care nu l-au iubit din prima. Așa este, așa este, vezi? Până s-a convins de unul singur că într-adevăr este Dumnezeu, o durat ceva vreme, dar după aia și-a pus sângele pentru el. Așa este. Și ce este minunat, spuneam mai devreme, că ce am găsit acolo, nu știu, pe poziția 6 sau 7, spune așa. Să mulțumim Dumnezeu în fiecare clipă pentru ceea ce avem, pentru ceea ce se întâmplă, și să nu cerem insistent, insistent. Spune tu că tu știi mai bine acolo momentul acela. Nu da, nu trebuie să cerem să ne ridici suferința neapărat, doar dacă să ne dea să discernem dacă trebuie sau nu. Atunci sau dacă, mai târziu? Când nu vezi Dumnezeu, da? Da, dacă avem ceva de învățat din ea sau... Asta-i sau simt. Ne-am învățat lecția și gata. Așa, nu, cerim, da. Este super. Eu mulțumesc Dumnezeu că mi-a rânduit să ajung la voi. Adesea, te rog să oprești. Spune-mi așa, că Prof Online a ajuns la nivelul Adesea. Tu mai ții minte că pe perioada aceea eu duceam o bătă. Așa, oprește să povestesc un pic acum care este dedesubtul acestui filmuleț. Deci, prietenii noștri îl pot vedea acum în totalitate, veți afla niște lucruri care vă vor cutremura. Nu știu, n-am putut eu să spun mai în detaliu în film, dar iată cum s-a întâmplat. În 2004 mi-a fost dată o clasă de a 12-a. Mihaela, cea din dreapta care stau eu, îi țin mâna, în mâna mea, mi-a fost elevă. Da, mi-a fost elevă. Cealaltă e surioara mai mare. Surioara mai mare era studentă la filologie și ele au o boală incurabilă, deci fără șanse de tratament. Nu există încă în lume, nu s-a descoperit tratamentul pentru el, dar ele sunt foarte optimiste. Foarte optimiste. Ca să înțelegi, acum Mihaela a fost adusă acolo în brațe, pusă pe pat. Ea nu se poate mișca. Deci Alina mergea, dar destul de greu. Asta care vorbea de era mai mare. Și eu când am văzut-o în clasa acolo, în clasa 12, mi-a fost dată clasa asta, nu îi puneam nicio întrebare. Eram foarte, foarte bucuros să o văd ajuns la școală și când ajungea așa acolo, se uitau ceilalți colegi ca cum de n-o scot la tablă. Păi nu puteam să o scot la tablă, cine să o ducă până la tablă, ce să facă ea, nici creta nu o putea ține în mână. Și mă durea foarte tare faptul că colegii
puneau astfel de probleme. Din priviri îi surprindeam că de ce nu o întreb și pe ea, să spunem, să o scot la tablă. Și odată am, mă rog, am vrut să aflu mai multe, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și am făcut-o așa fel încât să, când ea se retrăgea cu o altă colegă dusă de braț, sau două colegi o duceau de braț spre autobuz, am ieșit cu mașina și am ieșit înainte și am zis, uite, vreau să-i duc eu, unde locuiești tu? Și am ajuns, am dus-o acasă, poveste ceva în film și pe drum am aflat că ele sunt cu o boală incurabilă, amândouă, mama lor le părăsiseră, încă de când erau mai mici, una de 5 ani și alta de 7 ani, pentru că o zis că nu, o zis tatălui că nu stă să, mă rog, să crească. M-a folosit un cuvânt foarte urât, eu nu n-am putut să, nu pot să-l folosesc acum. Și așa le-a părăsit. Dar nu le-a, n-a făcut-o numai așa să le lase fără grijă, să le îngrijească, decât tatăl a rămas cel care le-a îngrijit în continuare și încă apartamentul le-a luat tot mama, că apartamentul era pe numele lor. Și acum erau la un cămin de nefamiliști, tatăl și cu cele două fetițe, două cele tineri de acum, eram asta în 12. Și așa am aflat câtă suferință poate să fie, așa încât condițiile în care ceva nu ne merge, merită să ne gândim la optimismul acesta pe care îl veți vedea din film și să înțelegem că viața este cu totul diferită de să spunem, este o altă pedagogie a lui Dumnezeu și pentru fiecare din noi trebuie să mulțumim pentru darurile acestea care le avem. Cum să spun, nu avem noi niciun merit că iată avem sănătate, avem tot ce ne trebuie și merită să vedem acest film și să înțelegem ce minunat este să poți să înveți, să știi, să descoperi, să te bați, să căutăm nu numai confortul, ci să înțelegem că avem și datorii. Și prietenii noștri, care elevi care vor vedea filmulețul, vor înțelege de ce pe mine mă doare foarte tare durerea celor pe care nu-i cunosc. Deci, de aceea proful online a apărut, pentru că mintea mea, mi-am văzut totdeauna pe cei care cereau ajutor, continuu și-l cer ajutorul acesta, pentru ca și ei să înțeleagă la matematică. Iar matematica oferă o șansă extraordinară de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și tu ai văzut-o, nu? Când noi zicem, Doamne ajută, când stăm în da. Când ne aflăm într-un moment de ăsta, când nu ne vine nimic în minte. Și... Da? Deci ai simțit și noi am simțit concret cum Dumnezeu îți vine în ajutor, dar îndată, pe loc îți vine. Și cât optimism au aceste tinere care nădăjduiesc și pentru ele va apare un tratament. Cine dorește acolo poate să vadă și mai multe chestiuni. Doar am vrut să mă fac înțeles cam care mi-este starea mea de suflet, cam cum sunt eu construit și de ce mă frământă foarte, foarte mult să fac binele acesta general. Nu am nici o altă dorință decât să ajung la toți cei care au nevoie de lecțiile mele. Și comentariile acelea pe care cei mulți care... Nu? Tu mai arată niște comentarii cât de mult se bucură cei care... Comentariile nu sunt comentarii. Nu, aici nu sunt comentarii, că probabil că așa cum nu s-a știut, eu am pus și filmulețul că poate cineva, ăsta a fost obiectivul, poate cineva știe pe unde, ce și cum, poate vreo soluții, cineva care are forță financiară,
că înțelegeam undeva prin China ar fi un tratament cu schimbarea măduvii, nu știu ce, povesteau ele acolo cam care ar fi speranța lor de viață. Așadar, ca fapt divers vă spun, dacă sănătate avem, nu este decât meritul celui care ne-a dat-o. Nu putem noi influența. Ce vină au fetele acestea că au fost așa în situația asta? Și mai am încă ceva, am să ți-o spun și pe asta. Dacă se tastează pe Google testamentul Teodore Stamate, se mai vede? Ia scrie testamentul Teodore Stamate. Testamentul cum? Testamentul? Testamentul Teodora Stamate. Ia să vedem. Teodori Stamate aici? Da, testamentul Teodore Stamate. Ia uite, o așa a apărut. Vreau să dai pe filmulețul acela să vezi ochii aceia frumoși a ei, ca seamănă cu foarte tare cu ai tăi, un albastru minunat. Primul? Da. Okay. E asta? Da. De ce ți se pare că mi-e luat? Mi-e părit de atâtea lucruri rele. Exact în perioada asta te adolescent. Te feri prin ce? În boală? Și-am învățat atâtea lucruri. Ce minunat. Am adolescență și cu lumea asta. Tare, nu? Dacă nu eram bolă, erai mai săracă? Nu, mai slabă. Nu eram asta. Boala este o altfel de bucurie. O bucurie nemaipomenită. Astfel mărturisea Teodora Stamate chiar și în momentele în care durerile se agravau. Striga atunci la toți sfinții pentru ajutor și, deși avea dureri insuportabile, niciodată nu a deznădăjduit. O înregistrare cu 9 zile înainte să treacă Teodora la cele veșnice alină suferința părinților ei. Tatăl ei, părintele Florin Stamate, a înregistrat discuția fără ca fiica lui în vârstă de 15 ani să știe. Părintele Florin i-a fost alături zi și noapte, mai ales în ultima perioadă a vieții. Deci ce-a fost boala asta într-un cuvânt pentru tine? Bucurie. Bucurie? Bucurie. Altfel de bucurie. Nu bucurie de asta lumească. Nu bucurie lumească, nu? E bucurie. E amestecată cu mai multe sentimente. Cu nădejde, cu credință puternică, exact. Nu? Exact. Teodora, tânăra din satul Șesuri, județul Bacău, care a murit din cauza unui cancer agresiv, ne-a oferit tuturor o lecție de iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Biserica din sat în care a crescut îi păstrează vie amintirea. Teodora a murit în urmă cu 3 luni, dar prezența ei încă se simte. Și în vremea aceasta, cu ani în urmă, făceam pregătiri pentru colinde. A colindat, a mers cu colinda prin sat, s-a bucurat de viață, pentru că era un copil care radia bucurie. Radia bucurie. A fost un copil deosebit. Aici, alături de cei 4 frați mai mici, a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și tot aici,
toți cei dragi ai ei și-au luat rămas bun. Văd că o icoană acolo, în Sfânta Teodora de la Silfa, doar că este blondă. Are altă culoare de păr. Da, da. Această icoană a fost dorită Teodorei de o colegă de clasă. I-a dorit-o după ce Teodora a plecat la cele veșnice. Am rămas și noi surprinși pentru că a fost prima colegă care a vizitat-o acasă după ce i-a trecut la Domnul. Și probabil că această icoană era pregătită mai din timp pentru Teodora. Ați spus ceva? Vreau să oprești filmul, da. Ce vreau să spun că tatăl mi-a fost elev. Deci părintele mi-a fost elev. Bunicul Teodorei mi-a fost și el elev. Bunicul tot preot este. Cei 11 copii pe care bunicul îi are, toți sunt în viață. Sunt cum să spun, toți licențiați, sunt toți, mă rog, deci cu facultăți făcuți absolut, iar mama lui Teodora este, deci, din cei 11 frați, părintele nu-i, e din altă familie. Mama lui Teodora e profesoară de matematică și îmi spunea că mă descoperiseră încă de la început cu lecțiile profului online și spunea când am stat de vorbă prin 2011 așa, îmi spunea: domn profesor, știți cât de mult ne ajută lecțiile acestea, că uitați, eu și eu urmăresc lecțiile dumneavoastră și la clasă când mă duc, așa cum spunea profesoara aceea, dacă ți-amintești tu, este o profesoară de mate care pune deseori Alesia pune filmulețe, pune comentarii, nu? Am văzut noi parcă câteva comentarii. Nu știu, la videoclipurile cu mine. Și la videoclipurile tale, da, și acolo. Am văzut un comentariu și la un videoclip mai vechi. Da, da, e da. Foarte multe comentarii, se bucură așa și așa povestea și mama lui Teodora. Sigur că nu am decât o stare foarte tristă, dar am vrut să spun că așa este viața făcută, într-o complexitate de probleme, cu foarte multe, iar noi nu știm noi care e pedagogia lui Dumnezeu, cum anume își selectează cu în ce lucrare face chestia, în ce anume are Dumnezeu să ne comunice chiar și cu virusul acesta și cu toate. Deci lucrurile sunt tot timpul greu de înțeles de noi. Și de aceea dacă vom sta cu gândul acolo la ajutorul Dumnezeu, că Dumnezeu asta vrea. Vrea inima noastră. El acolo sălășuiește și vrea inima noastră în sensul că să știm să-i mulțumim tot timpul pentru tot ce ne oferă. Ăsta e motivul pentru care proful online a apărut, acela de a fi încercat să... Acolo sunt mai multe filmulețe cu Teodora când era prin clasa 5-a, 4-a, la diverse concursuri. Talentat, cânta la cred că la pian, dacă nu mă înșel eu, deosebit, și cânta și o voce frumoasă, minunat. Dar iată că așa, ca o fare rară, Dumnezeu a rânduit și a luat-o acolo în ceruri. Ea cântă, ne cântă și ca un îngeraș ne transmite mesaj. Eu am fost la mormântul ei, este mormântat undeva la Petru Vodă, că i-a spus tatălui așa: tată, n-aș vrea să fie mormântată. Filmulețul ăsta, până la urmă, îl vede, dacă, cred că nu rezist să nu-l vezi până la sfârșit.
îi spune exact unde să fie mormântată, cum a stat adevărul cu mama și când... Asta cu vreo câteva zile, mi se pare, două sau trei zile înainte de a trece la Domnul, stă de vorbă cu tatăl și acolo îi spune exact cum să procedeze. Ne oprim aici să spunem, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și pentru toți și dacă vreodată se va întâmpla ca să pot să ajung la toți cei care au nevoie, mult m-aș bucura. Asta e structura mea. Și nu cred eu că întâmplător, noi ne-am întâlnit, este pentru că să reușim împreună să atragem atenția celor care pot să iau niște hotărâri de acestea, cât să putem ajunge la toți copiii, dar la toți copiii de la un capăt la celălalt. Pentru că toți au nevoie. Așa cum simți tu nevoia să te întâlnești și să stăm de vorbă și să vedem, așa au toți nevoie. Și să sperăm că acest lucru se va întâmpla într-un viitor apropiat. Eu am acum un moment de tristețe în vocea mea, se simte asta, nu? Parcă ușor tremurândă, ușor tremurândă, pentru că nu reușesc să conving pe cei care ar putea să o facă, să ajungem, repet, să putem să-i ajutăm pe toți copiii. Da. Când va fi timpul, o vom face. Bine, Alesia, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, în mâna Ta stăm și Tu decizi în fiecare clip ce și unde și cum trebuie să ne purtăm unii față de alții. Este important asta. Dacă noi am ști să... Indiferent că unii îl numesc Hristos, alții îl numesc Allah sau știu eu ce, nu importă. Important este să știm că nu suntem de capul nostru și că putem și că tot timpul suntem supravegheați. Și că Dumnezeu într-o clipă hotărăște un lucru sau celălalt în funcție de cum noi alegem de cele mai multe ori. La revedere, Alesia, și să auzim de bine, iar mult îmi doresc așa să mai vii cu întrebări. N-am mai discutat din Biblie nimic, dar cred că a făcut cât eram obișnuit să stăm de vorbă și acolo, de acolo, dar hai să vedem așa. Știi, acum duminica asta este o evanghelie în care Domnul nostru Iisus Hristos povestește tot felul de niște povestioare așa, prin care face această educație creștină atunci când a venit pe pământ, când și-a propus ca să aducă pe cât mai multă lume la creștinism. Este așa vindecarea unei femei gârbove, așa, adică care aveau coloana îndoită foarte mult și ea mergea cu capul numai în pământ și o vindecă acolo pe loc în biserica cum era în momentul respectiv. Interesant, dacă o să discut, o să urmărim ce se întâmplă, predici mai așa și mai ne documentăm și unde găsește vindecarea femeii gârbove, o să discutăm după aceea, e bine? Da. Bine, Alesia. La revedere, seară bună. Seară bună, Doamne ajută. Doamne ajută.